Un mort, un dispărut și 8 răniți este raportul oficial al exploziei care a avut loc într-un complex de industrii chimice aseară în Tarragona, regiunea Cataloniei. 3 dintre cei răniți sunt în stare gravă la spital. Valul de șoc al exploziei a provocat prăbușirea unei clădiri în apropierea parcului industrial și a ucis o persoană. Pendito! Otra vez! Dios! ¿Esto qué es? Autoritățile au solicitat populației din mai multe localități învecinate să rămână în casele lor. Explozia s-a produs în apropierea portului Tarragona din sudul Cataloniei și a fost auzită la 50 de kilometri departare. Această uzină lucrează cu oxid de etilenă, un compus chimic care este utilizat în compoziția de detergenți și solvenți. Autoritățile asigură că nu a fost detectată nicio substanță toxică în împrejurim care ar fi putut cauza explozia. Zeci de pompieri au luptat cu focul timp de câteva ore. Autoritățile spaniole încearcă acum să afle cauzele exploziei.